один диспарчес-проект есть акума о информации импортантам, который с ваком видео посибил к чинева водори сеси фолосеска для частной информации. Деч авив есть о аппликации in care noi am făcut înregistrare și minăm monete. Merge vorba despre monete VV și Bitcoin. Această aplicație este legată cu o viitoare metaverse în care va fi individualizat fiecare om având un portofel personalizat și treptat lumea se dezvoltă și cei mai tineri acum, mulți oameni deja trăiesc în lumea virtuală treptat și cei care nu vor vor fi nevoiți să treacă în această lume, pentru că acolo multe lucruri interesante apar legate cu venit, cu alte lucruri și vrând nevrând o să fim implicați. Deci, în această aplicație trebuie la fiecare 24 de ore de apăsat pe claim, adică de strâns monete, care depinde de puterea care o aveți, individuală sau în echipă. Deci, trebuie dezvoltat ambele puteri și atunci o să aveți mai multe monete ca putere minare. Deci, eu am undeva 1800 74 de monete acum. Deci unde este casa mai mare, deci aveți contul personal. Dacă apăsați pe această căsuță de pildă care vedeți pe ecran, ea vă arată informația despre user, de pildă numărul lui, deci cât timp el este înregistrat în acest proiect, această aplicație, localitatea de pildă unde el este și numărul de monete care are minat. Deci asta ce se vede, uitați-vă, în direcția tool ideal trebuie să fie 0 coduri. Deci dacă aveți coduri, înseamnă că la voi această putere personală nu crește, dar stă pe loc. Deci dacă o măriți, deci atunci aveți mai multe monete minate pe oră decât fără această putere. Ce trebuie de făcut ca să mărim această putere? Deci aceste coduri de aici trebuie trimise în grupul lor pentru acest scop, care este pe Telegram. Deci, în video precedent eu am arătat că sunt aceste grupuri. Deci, sunt grupuri pe limbi. Deci, este grup în limba franceză, am văzut eu, în grupă în engleză, în chineză. Deci, alesi o grupă în care mai multe lume este. Deci, engleză cea mai mare, chineză, acolo tot sunt miliarde, deci engleză. Vorbesc miliarde de oameni. Și acolo se poate detrimis acest cod a nostru creat până el se completează. Când s-a completat cu 5 oameni, îl faceți schimb. Și atunci se mărește puterea. În direcția profilul meu, deci uitați-vă, sunt în două direcții, noutăți și evenimente. Deci în noutăți apare informația ce faceți. Pildă eu, în cazul dat, dacă vă uitați, arată că am făcut schimb de putere prin aceste coduri care le aveam. Deci, un Magic Stone cod a fost schimbat pe putere. Astfel, noi mărim acea putere care ne minează. În direcția evenimente este despre aceste lucruri care sunt interesante. Deci acolo am aflat despre NFT-ul acesta care în curând va fi
Și am hotărât să fac un video mai mult pe tema aceasta, pentru că acest NFT nu este un simplu NFT. El peste 2 zile undeva și 12 ore, de moment când fac acest video, deci îți primești undeva pe la orele, deci ce oră va fi atunci? Nu coincide la mine ceva că timer nu merge corect. Trebuie să văd eu dacă este corect ori nu este corect. Deci două zile, 12 ore și 54 de minute. Deci vezi, s-a reglat. Deci 13:46, tavană oră. Undeva la 16. Data de 16. August va fi deschis cumpărarea acestor NFT. Aceste NFT nu sunt simple NFT-uri, ele vor da un plus. Și aceste plusuri sunt enumerate în 7 puncte. Deci, ce fel de plusuri sunt acestea? Primul plus este accesul mai înainte decât alte persoane la verificare. Deci, persoanele verificate vor avea dreptul la retragere. Deci, acestor monete care se minează și când va fi depilă pe bursă, dacă nu veți fi verificat, nu veți putea retrage. Pe urmă, doilea punct, creșterea minerelilor, adică puterea de minare. Vedeți, și îmbunătățirea puterii sufletești. Deci, în această metaversie va fi important ce putere sufletească vom avea, deci ceva individualizat. Pe urmă, treile, acces anticipat la portofelul care va permite de retras monete, tot un plus important. Viitoarele cadouri exclusive și airdrop-uri, deci cine va avea acest Genesis va avea NFT, va avea și mai multe plusuri în viitor. Deci, și ce am văzut eu pe Twitter, acolo este arătat și prețul care va fi la aceste NFT. Deci va fi în jur de $1, deci nu este așa scump. Doar că vor fi doar 5.000 de aceste NFT-uri la început. De ce, dacă vreți să faceți rost de aceste NFT special, pregătiți din timp moneta în care se va face acest lucru. Deci, uitați, va fi în arbitru. Ethereum, vedeți, este mai multe blockchain-uri și va trebui Ethereum în blockchain-ul arbitru. Și va fi 0.0305 Ethereum. Deci va trebui repede făcut acest lucru, pentru că 5.000 va fi foarte repede cumpărat. Dacă doriți și aveți bani liberi, puteți cumpărați mai multe NFT-uri și să le puneți la vânzare pe urmă. Deci așa ceva va fi un NFT. Deci, asta ce am vrut să spun. În cabinet, în aplicație, deci trebuie la fiecare 24 de ore de intrat și de apăsat, pentru că dacă nu faceți acest lucru, nu se va mina monete. Și dacă aveți echipă, amintiți-le lor, la fiecare 12 ore se poate da mesaj, dar nu cred că persoanele se uită la ele, dar tot una, dacă nu intră în aplicație, el nu vede acest mesaj. Ca să intre și să pornească minarea. Pentru că cine minează, se vede că el e cu verde, cine nu minează, e cu sur. Cine e cu negru, deci el nici nu s-a activat. Deci el a făcut înregistrare, dar n-a început să mineze, măcar prima dată. Și vedeți, fiecare om are codul lui. ID-ul lui. Deci
Deci cam atât ce am vrut să spun. Numai bine.